nimeni altul decât prietenul nostru Cătălinelu Oprișinelu, care astăzi vine cu nimeni altul decât cu șef Iosif și Bobo, ca să gătească ceva spaniolesc. Ascuteți în continuare furculița, cuțitul, ascute, ascute așa, ca pe vremuri la coasă, nu? Da. Ce faci, Cătălinele, cum ești? Am venit să vedem ce se... Hola, muy buenas. Perfect. Că nu mai putem vorbi, că a fost ziua trecut, da, dar da, că nu îmi revin. Sau mă, dar vreau să le spui telespectatorilor noștri, pentru că poate sunt unii care nu știu, că tu practic ai fost omul care puteai să fie acum la AS, în, nu? La Madrid. Da, dar n-am vrut să-mi părăsesc, că e patria natală. Deci tu erai, puteai să fii oricând. La Marca. La Marca. Am fost la Don Balon corespondent și mi-a zis să ia vină, bă, fraiere, încoace. Zic, nu, că am aici și ce am aici, mă, trebuia să muncă acolo și nu m-am mai dus. Am rămas aici, că țețe meu e așa de frumos militariu. Păi dădeam eu militariu pe Madrid, pe Barcelona, no. Ce erai, fraier? Nunca. Păi ce era? Da, îți pare rău acum, sincer? Nu. Deloc? Deci, dacă a luat Spania, deci trăiesc în România și a luat Spania campionatul european. Poți să-ți dorești ceva mai mult? Spune-le tu, cum să le... Da, poți să trăiești în Spania, să e România campionatul mondial. Bravo, asta mai greu, dar e bună și asta. E uite, bună. Vin oamenii, îți gătesc spaniolicește, ce-ți mai trebuie? Nu e, în Spania nu erai așa bine primit. Nu erai, zicea, oia, mâncai acolo ceva, aveai zi liberă dacă pica sâmbătă. Și fii atent că am inaugurat și piața Spaniei pe vremea lui Crin Halaicu. Da. Pe vremea lui domnul Crin Halaicu ne-am dus și l-am inaugurat pe Cervantes în piața Spaniei. Elegant. Am tăiat pe Anglica. Și-i degeaba, uite unde am ajuns. Foarte, foarte frumos. Haideți să povestim puțin despre meciul ăsta care a fost între România și Cipru. Da. 3-0 frumos. 3-0 elegant. La pauză, vorba aia, opri băieții motoarele. Da. Că altfel le mai dădea. De asta zic, mă, s-au supărat pe ei, că de ce după 3-0, gata, s-a schimbat jocul. S-a păstrat pentru Lituania. Au plecat în pantalon scurt toți acolo când au ajuns 7 grade, ai văzut? Da, au plecat de la 30 de grade, au făcut baie frumos în short-uri, avem în bustul gol. Avem și noi imaginile pentru toate telespectatoarele noastre. Ia, stai să vedem, bagă imaginile. Sunt cu băieții ăia la... Da, și nu au avut slip. Stai, mă, și au plecat aici pe telefon. Au plecat în pantaloni în short. A? Stai un pic, am aici poza cu ei. Au dus toți la Afrodita acasă și au făcut baie. Bravo, tăticule, 3-0. Un stai picior, suntem la campionatul mondial. Ia, uite, ia uitați-vă. Stai un pic să le arătăm. Le ai ciucă și tu? Imediat. Stai că le descarcă ciucă, să vezi aici. Tu dacă i-ai îmbrăcați, dezbracă-i de tricou. Să fie doar pantaloni scurți. Așa e, că avem imaginile cu ai noștri, nu? Da, foarte imediat frumos. Și în același timp, cât de mulți spectatori, practic, da, numai români în, pe stadion. Și stadionul frumos, 7.000 capacitate. Numai români. Și cred că ai și tu pozuța aia frumoasă, că fii atent, ce-am au zis? Lăsat un mesaj, mă. De fiecare dată, dacă se întâmpla aia cu japonezii, ce spuneam? Bă, cultură, civilizație, foarte bine. Acum e o tradiție. Sau cu germanii. Păi germani, bă, normal că să lase așa curat. Nu, tată, la fiecare meci de unde plecăm, indiferent ce se întâmplă, mâncăm, bătaie, egal, batem și așa mai departe. Stai, e... că nu știu dacă avem imagini cu vestiarul ăla care arăta țiplă. Bă, avem, avem. Avem imagini avem cu vestiarul curat, țiplă. Și în același și timp cu un, text un mesaj scris, în domnule, care li s-a spus: dragi prieteni ciprioți, vă rugăm să acceptați mulțumirile noastre sincere pentru ospitalitatea pe care ne-ați arătat-o în timpul șederii noastre aici. Asta le-a scris acolo în engleză, da? Da. Suntem cu adevărat recunoscători pentru bunătatea și spiritul sportiv. Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem luna viitoare în București ca oponenți și prieteni. Mulțumim! Băi. Și mai scrie condițiile sau ceva oferite Escaristo de gazde au fost ireproșabile, iar atmosfera creată de suporteri români a fost una de nuitat, contribuind la o experiență extraordinară, perfect, nu știu ce. Știi când vedeam suporterii japonezi în tribune cu săculeci, adunau mizerie și lăsau cura, mamă, ce mișto. Ia uite, bă, chiar dacă au mâncat bătaie, nici nu fuseseră la meciul ăla și ei, uite-te că se poate și la noi. Foarte mișto. Cu atât mai mult cu să nu uităm, că o să o zic de 400.000 de ori, că scrisoarea pe care noi am lăsat-o la finele campionatului european a ajuns la Muzeul Fotbalului din Dortmund. Da. Deci din câte nații sunt în Europa asta, nu ce puteau să fie oricare alta, da? Să fie. La noi au luat-o și au pus-o acolo. Da. 165.000 de români. Și poza cu vestiarul curat, făcut, da, țiplă, frumos, da, tot. Asta a pornit de la spanioli acum vreo 10 ani de zile. Erau prin Liga a 4-a, cred, amatoare, semi-amatoare. Nu conta că mânca bătaie și așa mai departe. Masiorul și cu magazinerul rămâneau tot timpul câte oră și făceau curat perfect. A zis că am mâncat bătaie și cu 6-0. Și a zis, bă, la 6-0 ce făceam, mă, ne răzbunam pe două sticle și pe o bucată iarbă? Și că oricum ne-au bătut aia cu 6-0, nu? La ce mai suntem supărați? Așa a zis. Și a zis, am rămas, am dat cu mâtura, am strâns tot și a lăsat frumos. Frumos, dar e bun și marketingul pentru federația noastră, mă, de fotbal, nu? Acum aveți cum ești și tu când păi face... Păi, dar ce mă rău am zis, nu păi e bun? Bine, 165.000 de oameni au format zidul galben la campionatul european în 4 meci. Foarte frumos. Foarte frumos. Haideți să arătăm imaginile, ai găsit, Ciucă, imaginile cu fotbaliștii noștri care, bă, au făcut baie. Ce voi ai? S-au dus la Afrodita acasă, au găsit pe caldă 30 de... N-au găsit-o pe Afrodita, s-au dus, uite. Bă, frumos, că ridică fotbalistul. Ia vezi aici. Altceva. El are pătrățele. Prietenul nostru Costin Știucan, da, a furnizat aceste fotografii. Da, i-a prins din nou aseară când plecau pantaloni scurți, când au aterizat în Lituania, că erau... Vezi de treaba ta.
Ei au pătrățele, noi ca e dictando. E o diferență, dar... Asta e, ia, noi nu mai dați. Mai noi studențe, nu mai dați imagine că ne facem de râs de tot. Mai bine de aici, de la distanță, că nu se vede. Astăzi mai are niște imagini cu un cetățean care la un moment dat exasperat că nu mai putea cu circulația, știi? Eu am crezut că îl saltă, dar nu. Da. Am crezut că... la Arcul de Triumf, stai să avem și imaginile. Da. Știi care e toată povestea, nu? Da, și a sunat întâi la 112 și a zis, băi nene, s-a blocat totul Arcul de Triumf. Da. Am sunat la, sunați la rutieră, a sunat la rutieră și a zis, suntem, zice, dar n-avem cum să ajungem acolo. Dar dacă m-aș apuca eu să dirijez circulația, mă băgați după aia, îmi dați ceva, o amendă? Nu, domnule, apucă-te. Ai mare grijă. Da, jos, a tras mașina sub Arcul de Triumf. El era cu mașina. Da, bă. Și când am stat acolo, a zis, bă, vă dați seama în ce hal a adus pe omul ăsta? Dar a zis, mă bag sub mașina, sub Arcul de Triumf și a început să dirigez. Dar a dirijat-o perfect. După care, după ce s-a descontorsionat circulația, s-a suit în mașină și a plecat. Veneau și ăia. Veneau și băieții de la rutieră. Știu că l-au și ascultat ăia în trafic. Da, ai dă-le tu acum... Dă-le tu cu idei să vezi în țețebeu acolo și că s-o bloca pe Doina Cornea cu Iuliu Mariu de nu să dau tot jos și dirigează. Da, da, ai văzut ce a zis omul? E important să fii om înainte să fii șofer. A, frumos. Și asta că a fost felicitat de organe. Pe camere, da, l-au văzut pe camerele de filmat și l-au felicitat. Da, azi bă, la început pare că e unul mai... Imaginile sunt la poliție, de asta nu avem și video. Ce văd de video, de ce nu dați? Sunt în lucru. Sunt în lucru, da. Îi taie pe toți oamenii. Dar o idee genială. Bravo lui. Bă, frumos. Cinstit. Eu am crezut că îl saltă. Da? Păi zic, cum bă, acum dacă tot s-ar apucat să dirigeze? Unde ajungem? Unde ajungem? Da, uite că ajungem mai repede. Ajungem mai repede. Hai că mai avem niște imagini, aș vrea să le vezi dacă se poate, Cătălinelule. Pentru că, uite-te aici. Asta ai văzut, s-a dus pe sensul celălalt ca să facă stânga. Da. Ăsta rămâne pe sensul lui de mers. Da. Nu se poate pe aici. Stai să vezi. Dacă aveam mașină, poate să-ți faceți spatele aici. Stai așa, ce-am făcut? Păi ce cât a fost banda 2? Hai, și unde poți să ceri să fac? Să circulă pe banda 1, aici? Haideți, domnule, că n-ați înțeles nimic. Păi n-am înțeles, da. Păi și unde trebuia să fiu? Să rămâni în spate. De ce? Așa spune legislația. Vrei să rămâneți fără permis, e o linie continuă, da? Da, și ce am? Cine îți dă dreptul să depășești intersecția? Stați așa. Cine îți dă dreptul să depășești intersecția de undeva? Să circulă pe bandă. La face dreapta pe sensul lui. Să circulă pe bandă ce? Păi pe aici trebuie să mergi, nu pe aici. Aici ești în depășire. Sunt în depășire. Ce arte pe cetățeanul ăsta că a vrut să depășească camioneta aia, care aia era greșită, știi? Vrei să rămâi fără permis? A rămas pe Anglia. Nu mai râd, da. Dom'le, dar eu am volarul invers. Deci omul ăsta, uite aici, el era bine, la camioneta era greșită. Dar poliția l-a luat pe ăsta. Păi știi? Stăteau invers de aia. Da. Că e mereu mașinile din față când îți vin stânga, stânga mea sa, cum e la portari. Zice, aruncă-te stânga și ăla zice, stânga mea sau atacă. Lasă de la camioneta a trecut, n-avea nicio treabă. Ce căutați pe banda 2? Era oricum depășit ăla pe linia continuă, ăla nu era bine pus. Și până la urmă tot ăsta a fost cel care a fost mustrat. Fii atât. Haideți, domnule, că nu ați înțeles nimic. Și ăla zice, păi da, nu am înțeles. Eu recunosc. Să rămâi în spate. Păi aici de ce nu merg? Pentru așa spune legislația. Păi asta e banda mea, zici. Aici o linie continuă. Cine îți dă dreptul să depășești intersecție? Întrebare. Lăsați-o un pic așa. Deci aici și este linie... pe banda camionului. Păi, aici este linie continuă. Cine îți dă voie să depășești în intersecție? Da. Se mai întâmplă și așa. Sărătos. Chemați-l pe domnul de la Arcul de Triumf. Că vine și o lămurește direct. Care face stânga, care face dreapta. Cătălinelule, da, Hai să mai vedem. Lasă-mă, că altfel de ce mai râdem? Am văzut o bunicuță pe TikTok. A, uite acum, stai că le-am dat-o colegilor. Bă, n-ai văzut? Nu. Stai că e cu video, dai cu sunet. Dai cu sunet. Da, băi, băiatule. Păi cum așa? Păi dacă e mașina, ia uite. Mai poți mă da să pui frână? Ha? Mai instincte? Instincte primare. Bă, nu-i de râs, să ne aici, să mor dacă-i de râs. Păi asta zic, cu cadrul ăla, matadia, poți să mergi cum se conduci. Ce stinc, dar dacă să reflexe de care duce lipsă, doamnă. Ca. Da, e și asta, explicați. Fii atent. Băi, băiatule. Pleacă cu spatele. Da. Nu-i de... Dă spate.
Nu-i de râs. Ia. Să rămână. A băgat atâia, dar e model vechi. Bă, știi cum e? Nu e de râs. Știi că aia, cum mi-a furat tot, cadranul, bordul, volanul, cum doamnă să fie, tot, nu mai văd nimic, vitezometru, mi-a furat tot. Sună peste două minute, tot eu să zice, mă urcasem în spate. Așa și doamna, eu am vrut să merg încolo, e vina mea că am pus să-și mașina așa, tot eu, da, eram în spate. Bă, dar bunica săraca de ea, adică dacă stai să te gândești, și cu cadru, și cu asta, adică... Ce, ce să facem, Cătăline, să nu mai mergem la piață? Păi nu știu, mă, dar dacă intră cineva în dumneavoastră. Că, na, vorba lui șef, nu mai are reflexele. Reflexe, nu instincte, reflexe, vorba, instincte, da. Da, instincte, dacă mai avea la vârsta dumneavoastră, era minunea medicinei. Era minunea medicinei la vârsta dumneavoastră, că îi sărea bascat în cap când îl vedea pe ăsta de filmează. Da, așa. Cătălină, lăsăm de vorbă și cu telespectatorii noștri, dar haideți să vedem de ce a venit șef Iosif asta. A venit și cu o pozuță, cred că mai avem și o pozuță cu Rodrigo de Triana, că am zis să facem și puțină istorie. Că așa mai venim, facem bațul gheoagă, plecăm acasă, mâncăm, ne dă o apă cu tunic, nu rămâne cu nimic. Tată, pe 12 octombrie. Păi am zis să vorbim puțină istorie și tu vii cu asta. Păi nu, că eu nu mai vin așa de prezentare, să mă stau cu masă. Iar ai mâncat în weekend mult? Schimbăm toată ziua, puneți-o miercuri. Doamne ajut, să fie. Adică să ne și prezinte după aia. Ce faci? Da. Hai să vedem poza. Deci pe repede înainte ca să nu plictisim oamenii. 12 octombrie 1492, adică 12 octombrie 1492, Nentu Columb descoperă America. Fals! Fals! Nentu ăsta descoperă America, Rodrigo de Triana. Deci dumnealui din imagine care are și statuie. El era era în echipajul lui. Era în echipajul lui. Nentu Columb, ce s-a întâmplat? Pe scurt, nevasta i-a zis, băi, face și noi un piure sau niște cartofi prăjiți? Și el a zis, ce e la cartof? El nu știa. Da. Băi, du-te de caută cartofi. Corect. S-a dus la supermarket în piața acolo și unde la el în Sevilla, n-a găsit nimic. Băi, ce e cartof? Nu știu, bă, zice, du-te încolo, peste mări și țări, poate îl găsești acolo. Că noi n-aveam cartofi. Mie nu-mi vii acasă fără cartofi. Bă, nu vii acasă fără. Când a auzit una ca asta, a zis, plec 2, 3, 4 luni pe mări, pățe. Pac, a luat caravelile alea, Ninia, Pinta, Santa Maria, că toată lumea știe, a semnat cu ea niște acte, bă, dacă găsesc acolo, îmi da și mie jumătate țară, eu vă aduc niște aur, cu tare a plecat. Nu găsea nimic, mergea, nu, era cerul stelat, atâta. Domnul Columb. Domnul Cristobal Colon. Columb. Mergea el cu navilele, nu se vedea nicio America. La un moment dat i-au început să țipe, tată, nu mai avem rom, nu mai avem apă dulce, nu mai avem nimic, ce face? Și el, bagabon, că era bagabon, a zis, bă, fii atent care-i treaba, ăla care găsește primul pământ, când vede el pământ, are 10.000 de maravendi de la mine. De acolo vine denumirea de marafeți în limba română. Gata, tată, s-a urcat, nu se vede nimic, mă. Când la un moment dat, unul pe 2 octombrie 1492, nea Rodrigo de Triana, care era un vai de mama lui, un păduche flaușat, ședea sus acolo, a văzut, uite așa, ca o lumânărică mică și a început să strige, Tira! Păbând, Tira! Ăsta, bagabontul, trebuia să vină cu 10.000 de maravei. Ce zice, mă, el în actile alea? Bă, perversul tot pervers rămâne. A zis, eu cred, ce ore mai acum? Și el a zis, două noapte. Bă, nu mai țipam așa, în primul rând. A zis, fii atent, eu pe la 10, amiralul nostru, adică el, Columb, a văzut niște luminițe. Bă, să nu-i dai rău la 10.000 de maravei. Dar n-a fost sigur că-i pământ. Și Etena ca țipat ăla la ora 2, 4 ore mai târziu. Ăla ce era să zică? Bine, mă, dacă ai văzut tu, dar să-mi dai cașcavalul ăla. Nici până în ziua de astăzi nu i-a dat. Ăsta a nebunit. Nu, mă, dar vezi că i-a făcut statuie. I-a făcut spaniolii, nu Columb. Păi și deci până la urmă s-a aflat adevărul. Păi s-a aflat adevărul, dar după 100 de ani când i-a citit lui ăla, mai scriseseră unii. Stai, bă, că nu e așa, că la urla tiera. Și ăsta săracu a nebunit, s-a dus prin Africa. Bun, după aia Columb l-a mai trimis nevasta când a văzut că a găsit cartofi, a zis, ia mai du-te mă de 3-4 ore acolo, s-a mai dus săracu încă de 3 ori. Da. Și uite așa s-a descoperit. După țigări. Da, după aia că la fel, că n-avem tutun, n-avem tot timpul găsea nevasta ceva, l-a plecat de 4 ori până s-a săturat, s-a întors și a sucombat la 1500. Da, de ce nu spunem că Cristofor Columb nici măcar nu era spaniol? El era născut la Genova. Era s-a dus întâi la ăia și a zis, prințule, cutare, unde mă te trimiteți să te duci tu cu navilii noastre? Nu, s-a dus la portughezi. Bă, voi pe mări, pe cutare, nu. Și ăștia spanioli, că și ei erau băieți deștepți, regii catolici, da? Au zis, bă, dar fii atent așa, dacă ăsta are dreptate, mă, și descoperă teritorii noi, că el plecat în Indii după Cuișoare, Sanchi, după Ciofran, după Aburel. Dar dacă găsește, bă, ăsta aur sau teritorii noi, păi nu devenim noi stăpâni, ia dă-i-mă hârtie și ia da-l-o la băierea Cristofor, ce găsești, mă, ta? Te punem Sanchi, hau! Vicerege acolo pe teritoriile, dar tu te întorci cu toate bogățiile. Și ce să vezi ăla când s-a dus acolo, le-a dat o glinjoară, le-a dădea un chil de aur. E, când s-a întors în dărăt, a zis, iete, vezi că-i treaba acolo. Unde-i zis tu că te-ai dus? Păi încolo, în Indii, ia mai du-te, mă, odată, bata. Că s-a duc din Indii, indieni ăștia-s bogați. Păi da, da, pe lângă aur, pe lângă aur, pe lângă aurul pe care s-a întors Cristofor Columb, atenție, un impact major asupra bucătăriei europene a avut faptul că a venit cu cartoful, cu porumbul, și cu pimiento, cu ardeiul ăla, iute.
Din America de Sud. Deci, practic, domnul Cristofor... Cristofor Columb a fost și gastro... ăsta, de-al vostru, gastronom. Enterolog. Enterolog, de ăsta, da. Era cu două... cu barisică. Ala era după ce mâncai pimientoși. Te duceai de la... el era gastronom și... Nu, dar asta... bucătăria spaniolă, atenție, a avut două episoade... Te rog, nu o fă de râs, că nu mai discutăm. Nu o fac, nu o fac. Bucătăria spaniolă, deci are două etape majore. La început, când s-a format regatul spaniol, când erau mai puține regate, bucătăria spaniolă a avut o influență majoră din partea fenicienilor, a grecilor și a Imperiului Roman, care au venit acolo cu uleiul de măsline, care au venit... i-au învățat pe ei ce și cum să mănânce. O a doua perioadă cu un impact major asupra bucătăriei spaniole e cea în care au cucerit ei, în speță America de Sud, și s-au întors cu... cartoful, asta trebuie să le mulțumim în primul rând. Da, mulțumim la Cristofor. Ăia s-au dus acum când a fost revoluția în America cu 2-3 ani, s-au dus și au dărâmat statuia lui Columb, că a zis că bă, ne-ai făcut sclav pe toți și așa mai departe. Și au trântit toate statuile Columb. Să-i mulțumim totuși. Cristofor Columb a murit de bătrânețe și vestit. Magellan au fost mâncat de popoarele din Filipine. Adică nu poți să spui în ce, unde a fost mâncat Magellan, de cine a fost omorât. Eu așa știu că a fost consumat la propriu, da, într-un sabau frumos filipinez. De asta ce, da, știu, ce știu și eu din una de alta. Și pentru că a fost ziua Spaniei, eu m-am gândit să vă pregătesc un gazpacho andaluz. De asta avem aici mâncare spaniolă, că a fost ziua Spaniei. Da, că a fost ziua Spaniei. Da, de cineva mesaj, mă, că super tare, Oprișan, dar pe limba spaniolă e praf. Aoleu. Pe bune? Da, da, mesaj. Prafau sau cum se cheamă? Dar tu ești bun pe spaniolă. Nu, am o diplomă de traducător acasă, îmi primi 10 din România, dar cine mă nu, dă una mică, a făcut o cornetă, a tras după un câine. Da, când terminați voi cu diplomă de lui Cătălinuș, să trecem și la gazpacho ăsta andaluz. Deci tu ai diplomă de traducător în limba spaniolă? Vorbesc mai bine spaniolă decât română. Da, mă, am o diplomă acasă. Și ce fac cu ea? Nu știu, păi cum ce faci? Păi ce fac cu ea? Cornet. Te uiți la telenovelă. Mă, uiți. Ai, leti obedise. Bun, perfect. Da, e aici doamnă sau? Da, aveți dreptate. Nu, ne prostim și noi. Avem un gazpacho andaluz aici, care este o supă rece, datorită faptului și a climei din Spania, care a fost făcută prima oară în Andaluzia. Este din roșii, castraveți, ardei roșu, un pic de ceapă, un pic de usturoi și cu ulei de măsline. Plângi la mormă străină. Este foarte bine, foarte bună de deci consumat. Deci asta e specifică spaniolilor. Da. N-aveau aragaz, n-aveau este nimic. Este rețeta originală. Este rețeta originală care a fost ulterior transformată, la care s-a putut adăuga pepene galben sau pepene roșu după gust în perioada verii. Iar aici, ați întrebat ca domnul Ionuț Cristoiu, de unde se fie să aibă pepene galben? Nu simțeți cum este? Păi, lasă-o așa cu rosii storțite. Păi da, da, unii care cultivă pepenele galbene au avut un belșug, deci nu a fost o problemă de preț. Iar aici avem un aperitiv, este un tortilla di patatas, o omletă care are un... se găsește și în Italia, se numește frittata, dar asta este făcută cu cartofi, ceapă, ardei roșu. Mai am o porție, Cătălin, că e cu ceapă, cartofi și mai am încă una, că face bine asta la digestie, nebunește. Da. Ia că e foarte bună. Am pus și orizo, Cătălin. Lasă că unde l-ai pus, l-ai ascuns. Cătălin, spectatorii revin cu mesajele și zic, o avea diplomă, Oprișan, dar a luat-o pe bani. Da. Pe bani grei am luat asta și știi ce am mai luat pe bani? Și permisul la Argeș. Mie îmi place, mă, că tu te șoftici, adică dau telespectatorii mesaj. Îi iubesc. Și ca să trecem la... Am 30 de ani de când am, în 94, prima generație din România cu diplomă de traducător. Are să fim sănătoși cu toți. Așa, deci că unde te mai mâncai tu, Oprișane, mici din obor în Spania? Așa este, are dreptate. Dar făceam un obor mic de tot în spate la Madrid undeva, bă, Hetafe, bă, Alcala de Henares undeva. Sunt multe mesaje de la telespectatorii noștri care răutăcioasă, ne salută. Bă, dar dă, bă, ciucă, mă, poza asta. Văd că o pun telespectatorii, tot o primim de la ei când vorbim de diferite lucruri. Care? Știi ăla cu tramvaiul pus la casă? Ți-am dat-o acum pe grup, ia uite-te. Auziți? Dar cred că nu e la noi, știi? Asta cu tramvaiul, nu cred că era, nu știu, să salvez. Hai să o arătăm. Cineva zice că e în Cehia, de fapt, poza. Da, un băiat a pus-o ca să se apară așa, românește. Haide să o vezi, Cătălinelu. Dacă ești pregătit. Unde ești, mă? Ai sunt pregătit, ciucă? Dar stă și omul ăsta în dreapta cu preparatele astea. Să dă să-l tragem aici. Dă-i un pic și așa, cu pătrunjelul ăsta. Ăsta-i lipsea. Ia, puiule. Aici avem un cotlet de porc, da. Patanera. Și de patanera, și. Un porc iberic, care crește în libertate și se hrănește cu ghindă. N-am, mă, că eu când ți-am zis, nu m-ai crezut. Ai râs de mine. Ăsta când îți zice, gata, li da, ui, da bună. Nu, păi de ce ai râs de mine? N-am râs. Deci porcul are un antrenor.
El și-a de cojordie la picioarele lui și porcul nu are voie să stea să se odihnească, pentru că face grăsime pe pulpe. Și ăla cu jordie e un fel de iepure, cum era pentru Gabi Sabu iepurile când alerga. Și ăla se duce și fugărește porcul. La porcul ăla este ostenit non-stop, el niciodată nu stă, de lasă-și pe la 10 minute că îi moare inima. După aia are Ilia cu jordia și lucrează în schimburi, are de la cu jordia arde în două schimburi. Și fugărește pe porcul ăla, este pulpă de porc atletic. Cum se zice? Nu este pulpă, este cotlet. De cerdo. Acum oamenii o să zică puerco. Bine mă, puerco. Cerdo iberic. Este porco iberic. Porcul iberic este foarte apropiat ca și genetic de porcul mistreț. Deci el trăiește în sălbăticie, se hrănește cu ghindă. De acolo și gustul acesta fenomenal. Și atenție, este carnea de porc care poate fi gătită și mai puțin. Adică poate fi servită și medium la masă. Că în general porcul tradițional românesc, așa cum și noi, se gătește în general bine făcut. A dat cineva mesaj și a zis: felicitări domnului Oprișan, un prezentator excelent, vorbește și spune lucruri interesante. Degeaba dacă nu știe spaniolă, e varză! A, B, C, R, E, nu știe alfabetul, nu știe, nu vedeți? A, S, R, E, A, S, R, E, A, D, D, B, tu, D, B, D, S. Ce spune, mă, melodia asta dacă e Oprișan șmecheră? Ce zice în A, S, R, E? Zice: răutăcisme, măcar să fie și politicienii noștri așa deștepți ca tine. Da, să rămână, da. Cât mai costă mesajul? 10 euro sau cât e? Cum e aia, cu onoare, cu... Da. Senior Oprișan, tu cu 5 mici de la adiță ești mic copil, eu mănânc 12-15, dar am și 140 de kilograme. Ce mai e suta în ziua de astimate, domn? Nu mai mă... Păi sunt telespectatori. Ai, a, uite și un indicator, ne dau telespectatorii ce poze mai au ei. Da. Și ce... Ia fii atent, Ciucă, salvează-și pe asta dacă poți. Păi stai să arătăm pe asta mai întâi, că o am pregătită. O ai pe aia cu casa? Da. Ia fii atent aici, uite-te. Bă, ce o fi adevărat ăla acolo? Păi da, că doar când e inteligența artificială. Dar cum stă el acolo în consolă? Asta a fi fost vatman toată viața. Da, și a zis: domnule, să nu când mă desparte. Când plec acasă, mi-au și scula pe care am lucrat. Și a zis să-l pun pe garaj. Bine că l-a lucrat de noi, pe bancara, pe ceva. Da, tare asta. Da, frumos. Și pune și poza următoare. Și are și balcon, noi nu ne-am prins, cred că e și balconul, da. Numai la labureală. Da, frumos, nu? Bravo. Eu zic că nu e rău. Am avut un vecin, domnul Balea, Dumnezeu să-l ierte, că a trecut la cele veșnice, care lucra pe excavator. Mai s-a încădat tot blocul dacă venea. De la ce să la doi. Îl lipea, cădea blocul tot. Dar stai că-ți mai arăt o poză trimisă de un telespectator care ne roagă să o comentăm, dacă se poate. Uite imediat. Cum sunt indicatoarele la el în oraș. Ai găsit-o? Imediat, da. Bă, dar nu mai lasă omul să-i să mănânce, bă, în sfânta zi de luni la ora 4. Astăzi e sărbătoare, bă, e sfânta Parascheva. Păi și nu se mănâncă de dulce? Noi aici avem, ba da, astăzi... Aici ținem părit vechi. Nu, uite poza. Da? Și nici nu se poate, pentru că dacă te duci să tai copaci, știi cât este? Este 25 de bulioane de vechi, deci 2500 de ron dacă tai copacul așa. Păi și atunci indicatoarele acolo? Nu știu, tată, să-l punem partea asta la alt. Dar ce, tu nu vezi indicatoarele de acolo? Ba da, dar sunt foarte clare, uite. 40, 50, 60, 70. Cât vrei tu? Ce vrei tu? Și acolo sar cioburi, uite, scrie sus. Atenție ca cioburi. Da. Zice cineva: Oprișan vorbește foarte, foarte bine spaniolă. Nu cred. A zis cineva care stă în Spania și a zis: pe bune? Stau în Spania de 22 de ani, dar aici sunt oamenii foarte răi. Da, să rămână, doamnă, trimit eu banii dacă e pe ceva, să-mi dați că contul. Haideți să mai și mâncăm. Nu m-am oprit la porc, da. Am pregătit, pentru că Spania este o țară cu ieșire la Marea Mediterană, am pregătit un orez aromatizat cu șofran, cu legume. Păi e columbă la care nu degeaba după el? Da. Nu, că nu l-a adus columbă ăsta, l-au adus ca fenicienii și izraelienii, că bucătăria are și o puternică influență evreiască, bucătăria spaniolă. Chiar la un moment dat, Cătălin poate să-mi confirme, au avut un rege și o regină catolici care i-au obligat pe musulmani și pe evrei să schimbe religia. 1492, capitulațiile de la Granada. Da, și atunci au expulzat foarte, foarte, foarte... A zis ori vă, 3 milioane de oameni, a zis ori vă schimbați religia, ori ne pare rău, vă descăpățânăm. Și atunci... Alegeți. Și atunci au schimbat. Economia Spaniei a luat-o un pic în jos, pentru că cei mai buni comercianți și cei mai buni afaceriști de acolo erau evrei și musulmani. Îi pui ceva și s-a dă un picuț așa. Da. Este, aici avem o salsa cu... Avem și șorizo, pentru că șorizo este... Încă o dată, la mulți ani, prietenilor noștri din Spania. Ia vezi aici, lasă prietenilor la mulți noștri ani. Care se uită, de ce nu, acum la emisiune, poate și pe Pro TV Internațional. Uitați-vă puțin. E bine, Cătălinelu, nu? E, Doamne, ajută-i. Aș fi făcut o paelia, dar din păcate nu ne permite studioul să facem. Cele mai bune fructe de mare, ascultă la un om bătrân, sunt fructele de coteț. Da, și subscriu. Cele mai bune. Adică sunt bune și capitele astea de, uite, să uită ăsta cu ce ochișoare avea săracul, Dumnezeu să-l ia. Nu te mai uitam la mine cu... Se uită un pic hai așa. Hai să uita cu chicea aceea, zic că e Gioconda. Ia-l de aici. Lasă porcul că s-a nu să uită. Da.
Fii atent, Cătălin, dacă ești de acord să mai rămâi puțin, merg la următoarea invitată. N-a venit din Spania, a venit din America, doamna Saveta Bogdan. America. Te rog frumos. Ia veni cu mâna goală? Nu știu, vedem acum. Aș vrea să mai fac un apel la cei de acasă care ne privesc și care se bucură de momentele când eu gătesc, să nu uite să se înscrie la MasterChef, pentru că deja au pornit înscrierile pentru următorul sezon și începând din iarnă încep preselecțiile pentru nou sezon și de ce nu ne putem întâlni acolo la preselecții pentru a sta de vorbă și pentru a dezvolta o mai mult decât o au pasiunea despre bucătării. Șef Iosif, oameni buni, vă aștept acolo la MasterChef.